Astăzi, fraților, o să fiu spion. Astăzi îmi spionez cei mai buni prieteni. Astăzi îi spionez pe Pain și pe Gami, dar nu îi spionez așa degeaba. Îi spionez cu un scop foarte, foarte clar. Vreau să testez care dintre ei reacționează mai bine sub presiune. Care dintre ei reacționează mai bine la nervi. Dar fiți atenți cum mi-a venit ideea asta de spion, că n-a venit așa oricum. Deci e un serial pe AXN, se numește Alex Rider. Mi-au dat cei de la AXN acces înainte să iasă, pentru că va ieși acum în octombrie. Și e top rău de tot serialul. Deci băiatul ăsta adolescent, îi moare cineva și el automat încearcă să afle adevărul și devine spion. Merge în tot felul de misiuni, încearcă să salveze lumea, el fiind spionul ăsta. Eu nu mă uit, nu consum genul ăsta de astea cu spioni în general. Nu e fix stilul meu, bă, dar ăsta m-a prins. Mi se pare foarte șmecher făcut. Am zis că, bă, e cea mai șmecheră meserie, să stai să spionezi oamenii, să vezi tot ce fac. Și am zis, bă, eu mi-am greșit vocația, m-am apucat de vlog, trebuia să mă fac spion, că mi-a zis chiar asta îmi plăcea. M-am încercat să mă uit, să mă angajez la SRI, mă înțelegi, dar am văzut că acolo trebuie să treci un test de inteligență, un examen psihologic, care nu e de mine aici, nu e pe zona mea. Și atunci, astăzi, frate, eu sunt spion amator. Înțelegi ce fac? Ideea e că noi acum, fraților, încercăm să ajungem la restaurant înaintea lui Gami, ca să-i facem faza de la restaurant. O să trească să te schimbi, frate, dar înainte de asta trebuie să o sunăm pe Mădărina să-i facem faza cu complexul de apartamente, să-i sune, să-i zică că e groasă. Eu o să fiu un apel. Puneau că manele, fac multe că faceți grătare, stați pe terasă și... Adevărat! Adevărat! La grătar? Nu, chiar nu se întâmplă chestiile de când l-am dat de pătuire, dacă am făcut două grătare. Am făcut și eu, bă, două grătare, lăsați omul, face. Săptămâna asta, două. Fraților, îl cabrăm acum pe Kernerul de la Yoshi, care îl va da pe Gami afară după 20 de minute în care nu ia comanda. Mulțumim Cristinei, care manageriază acest restaurant, pentru că ne-a permis să facem acest prank. Fraților, ne-am dat seama cum putem să filmăm dintr-un unghi bun când Kernerul o să-l dea afară pe Gami, după care evident că va veni și fanul obsedat. Trebuie să ne mutăm acolo, deci riscăm foarte mult acum, că ne dăm jos din lucru. În cantități industriale, avem zahăr cu busare, eu și echipa mea am ieșit la vânătoare. A venit la noi la emisiune și l-avem alături de noi pe Madeline Five Gang. Pain. Iartă, m-a fost mai devreme, da, Pain. Da, e ok. Te mai confundă lumea cu chestia asta? Să știi că cineva ne-a zis că semănăm foarte mult. Tu cu Madeline? Da. N-au nicio treabă. Cum adică seamănă foarte mult? N-au nicio treabă unul cu altul. Iată, mama lucrează în masaj. Aș vrea să-i spui, abia aștept să ajung la un masaj la tine, Olguța. Te salut, Olguța, numai bine, abia aștept să ajung la un masaj la tine. Și pe scurt, noi astăzi suntem niște spioni amatori, că spion profesionist n-am putut să fim, inspirați de Alex Rider, care și el a început un spion relativ amator. Toți trebuie să începem de undeva, nu? Important este apus de treabă. Premiu pentru, am făcut astăzi un concurs între tine și Gami să vedem cine reacționează mai bine sub presiune și la nervi. Și ai câștigat detașat 5.000 de lei. Vă mulțumesc foarte mult, fraților, că v-ați uitat la clipul ăsta în care am încercat să fiu un spion cât mai bun. Dar să nu credeți că Pain aici de față este singurul câștigător din acest videoclip, pentru că avem un PlayStation 4 pe care voi îl puteți câștiga. E un PlayStation 4 pe care dăm concurs pentru voi, fraților. Fiți atenți, cel mai creativ comentariu câștigă. Lăsați acum în comentarii dacă ați fi spion, pe cine ați spiona și de ce. Cel mai creativ comentariu câștigă un PlayStation 4 Pro din partea mea și a AXN. Acum, după cum ați văzut, să fii spion în viața reală e destul de greu, așa că mai bine ești spion de la tine de pe canapea cu controller în mână, știi ce zic? Nu pro, adică... Așa că mulțumesc foarte, foarte mult, Alex Rider, pentru lecțiile de spionaj, mulțumesc, tată, pentru lecțiile de pro și mulțumesc AXN România, pentru că am avut ocazia mulțumită vouă să văd serialul ăsta în premieră, care m-a prins foarte tare, nu uitați! Rider, premieră exclusivă toamna aceasta. O să cunoașteți cu toții pe adolescentul ăsta spion, Alex Rider, care mie mi-a plăcut foarte mult, a cucerit întreaga lume și ca întotdeauna, fraților, vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat. Felicitări, Pain, că ai câștigat. Nu uitați să lăsați în comentarii pe cine ați spionat și de ce, ca să nu fie Pain singurul câștigător, să câștigați și voi ceva.